Ajuns în iad, am conștientizat cât de mult am fost în rătăcire, când mă încredeam în filozofi, agnostici și atei. Nu au avut deloc dreptate. Iadul există și aceasta a fost realitatea mea groaznică. Eram pasionat de diverse învățături și nu credeam în viața de după moarte. Consideram că pot să trăiesc cum vreau, pentru că nu este pedeapsă pentru fapte și vorbe. Dar adevărul este că iadul nu a încetat să existe doar pentru că eu nu am crezut în el. Trupul meu neînsuflețit a stat pe patul de spital, iar eu, care nu credeam în viața de după moarte, am continuat să exist. Aici s-a întâmplat cel mai groaznic lucru. Niște creaturi dezgustătoare s-au aruncat asupra mea și au început să mă rupă în bucăți și să mă devoreze de viu. M-au tras în iad, un loc dezgustător de suferințe și chinuri. Cei de la reanimare m-au adus la viață cu eforturi incredibile, dar țin minte și acum toate chinurile iadului, până în cel mai mic detaliu. După această experiență în iad, am început să cred în Dumnezeul Bibliei, pentru că doar Iisus Hristos a spus tot adevărul despre viața de după moarte pe care am întâlnit-o. După ce m-am întors din iad, mi-am schimbat radical viața. Am devenit pastor și propovăduitor al lui Iisus Hristos, pentru că doar El este Domnul Dumnezeu și singurul adevăr în univers. Howard Stern, profesor universitar, este printre puținii care au supraviețuit unei morți clinice. Acum el ne învață că adevărul nu se schimbă și iadul nu dispare doar pentru că nu credem în el. Mulți au avut trăiri spirituale, oameni care au fost aproape să moară sau să se înnece, care au supraviețuit printr-o minune sau au întâlnit ființe spirituale. Astfel, Dumnezeu arată realitatea lumii spirituale și permite o atingere a supranaturalului, pentru ca fiecare să facă alegerea proprie, să aibă o viață fericită și binecuvântată cu Dumnezeu, aici pe pământ și în veșnicie, și să nu sufere din cauza demonilor în timpul vieții și după moarte în iad. Abonați-vă și studiați adevărul, distribuiți acest clip. Pentru creștere spirituală și comunicare, contactați-ne! Pentru oameni este imposibil să bruiască moartea. Omul nu are cum să ia de aici toate lucrurile prețioase și valoroase. Este imposibil. Pentru fire este imposibil, căci este sub influența timpului, este limitată. De aceea oamenii pierd. Pentru că mizează foarte mult pe fire. De ce viața mea este pustie și cu cât îmbătrânesc mai mult, cu atât viața mea devine fără sens? Sunt focalizat pe riduri sau pe alte lucruri. Ba unul este rău, ba altul este o pacoste. Aceasta este și problema. Schimbă de urgență scopul și cauza. Pentru că nu poți fi mântuit în asemenea stare. Va fi mântuit cel care are interiorul curat, sfințit. Dacă interiorul este curat, Dumnezeu este acolo. Cine mă va salva în acest caz? Dumnezeu. Scopul meu este să păstrez trupul curat. De ce sunt în biserică? De ce slujesc? De ce am standardul unui creștin? Ca să mă sfințesc, să mă curăț. Dacă este ceva la iveală, să mă pocăiesc, să curăț, să corectez. Pentru ce? Pentru ca Dumnezeu să fie în mine. Iar dacă Dumnezeu este în mine, dacă Iisus este în mine, atunci în mine este viața veșnică. Doar așa pot fi mântuit. Omul singur nu se poate mântui. Pentru oameni, acest lucru este imposibil. Acest lucru este posibil doar pentru Dumnezeu. De ce Iisus a creat aceste lucruri? Ca Dumnezeu să fie în tine și în mine. Amin. 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Există o diferență clară. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial, sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Ați văzut oameni necredincioși în familie? Ați văzut oameni necredincioși în prietenie? Ați văzut oameni necredincioși în biserică? Ați văzut slujitori care nu sunt credincioși? Acesta este răspunsul. Oamenii nu sunt credincioși. Aceste lucruri trebuie lămurite. În toate aceste lucruri nu este Dumnezeu. Dacă există întuneric, dacă există necredincioșie, înseamnă că acolo nu este Dumnezeu. Însă omul va fi mântuit doar datorită lui Dumnezeu. Unii spun, sunt bine, sunt mântuit. Acest
astfel de lucruri sunt niște nimicuri, baspă religioasă. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? De aceea el a spus acelui tânăr, ai un idol, fă ordine în viața ta. Mamona, banii, bogățiile sunt lucruri mai mari pentru tine decât Dumnezeu. Fă ordine. Fiecare are idolul său. Unul are vreun păcat, altul curvie și așa mai departe. Fiecare are idolul său. Cine trebuie să facă ordine în aceste lucruri? Omul. Cine îl ajută? Biserica. Cine a creat-o? Dumnezeu. Este casa lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul pentru om. Ce vei face cu acest lucru? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Aleluia! Iată scopul! Pentru oameni este imposibil, pentru Dumnezeu este posibil. Cine a observat că după ce iese din biserică se simte mai sfințit, mai curat? Asculți muzica din biserică, devii mai curat. Asculți predica, devii mai curat. Se întâmplă așa? Avem toate resursele pentru asta, dar ce vom face cu aceste lucruri? Acesta este scopul. Voi locui în ei. Dacă Dumnezeu va locui în noi, atunci vom avea roade, vor fi și efecte, va fi și mântuire. Scopul meu este să pregătesc calea pentru Dumnezeu. Aleluia! O casă pentru Dumnezeu, un templu pentru Dumnezeu. Lasă lucrez. Restul reprezintă efecte. Tot ce s-a făcut, harul care se revarsă, bisericile care au fost deschise, binele care este în viața noastră. Cine a făcut aceste lucruri? Eu sau El? Dumnezeu care este aici. Nu am făcut eu aceste lucruri. Aici au ratat oamenii și aici ratează creștinii. Aleargă după toate lucrurile și nu primesc nimic. Însă, dacă Dumnezeu este în noi, dacă eu am grijă ca templul lui Dumnezeu să fie sfințit, Dumnezeu va purta de grijă în toate lucrurile. Astfel, Biserica Cuvântului Dumnezeu este efectul, iar cauza este în interior.